De asta se aplică noi măsuri de compensare și plafonare pentru populație. Consumatorii casnici nu vor plăti mai mult de 0,80 de bani pe kilowatt la energia electrică și 0,31 bani pe kilowatt la gaze naturale, indiferent de consum. Oamenii însă stau în continuare la cozi, la ușile furnizorilor, pentru a face reclamații. Colega mea, Rona David, vine cu mai multe informații. Rona, te ascultăm. Bună dimineața, bun găsit tuturor! Într-adevăr, noile măsuri se aplică de astăzi până la 31 martie și sunt cumva mai generoase cu consumatorul. De exemplu, pentru energie electrică avem prețul maxim de 68 de bani pe kilowatt, avem un consum de 500 kW pe lună și, de asemenea, pentru gaze, prețul maximal este de 31 de bani, avem o compensație de 40% și, din perioada 1 noiembrie până la 31 martie a crescut baremul de consum la 1500 de metri cubi. Însă problemele sunt departe de a fi rezolvate. În fiecare zi sunt cozi interminabile la ușile furnizorilor pentru că oamenii fac reclamații pentru facturile calculate greșit sau pentru notificările cu prețuri mari sau pentru restanțe. Am lângă mine o doamnă care are chiar o problemă, i-a venit factura cu restanță într-o sumă fabuloasă. Da, de 200 de milioane din 2019. Am fost la Protecția Consumatorului, am fost la NRE și nu s-a rezolvat nimic. Bună de plată sunt 200 de milioane. S-a făcut un grafic de eșalonare, am făcut un împrumut să plătesc 30%, am 10 milioane pe lună până în 2023 de plătit. Dar ce se întâmplă cu această restanță? A venit așa ca tăvălugul? Din 2019 tot s-a vorbit, tot s-a discutat, nenumărate mail-uri, am fost la Lecliu, am fost la Călăraș, singurul om care a știut ce să-mi spună și să mă lămurească, domnul director de aici, Cojocar. Și astăzi ați venit să plătiți cât? Astăzi am venit să plătesc 15 milioane penalități, că mi-a spus că penalitățile nu intră în graficul de eșalonare. Și pe lângă alea 15 am mai pus încă 3 să înțeleg și îmi spune să sun la www.facturi.ro.nl ca să îmi găsesc factura. Eu acolo n-am cum să o găsesc. Și am venit să... Ați încercat să sunați? N-am sunat. Da, ați venit personal. Am vorbit cu un operator și mi-a spus că trebuie neapărat factura. Fără copia facturii nu pot să scanez codul de bară. Și dacă dumneavoastră ați făcut un împrumut și veniți să plătiți această restanță, credeți că s-a rezolvat problema? Adică de unde e greșeala? Nu știu, că n-am avut bani pentru un avocat și nu știu ce... Da. Nu știu ce să fac, nu știu. Vă mulțumesc. Bătaie de joc. Uitați, am venit în bastion, sunt singură, văduvă. De ce nu mi-a scris? A zis să viu să prelungesc contractul. Și acum îmi spune, am trecut prin boală, dar trebuia să scrie pe ăsta. Că nu vin în baston fără să știu ce îmi trebuie. Trebuia să scrie pe notificarea aia. Așa cum vedeți, oamenii sunt revoltați. Chiar își bate joc, mai ales de bătrâni, în ultimul hal. Da, și sunt foarte mulți oameni nemulțumiți în spatele meu. Vom încerca să rămânem aici și să luăm problemele lor. Notificare, să prelungesc contractul, dacă nu merge de la sine, de ce mă tot forțează să vin aici? Aveți dreptate, mulțumesc! Asta.